Trandafirul albastru. Odată ca niciodată, într-un regat minunat din China, trăia un împărat care, deși în vârstă, era un bărbat bine dispus și foarte iubit de supușii săi. Împăratul era mulțumit de conducerea sa, dar singurul lucru care îl întrista era gândul că trebuia să găsească pe cineva care să o merită pe fata lui, prințesa Min. Prințesa Min era recunoscută pentru frumusețea ei. Avea ochi mari și oblici, luminoși, precum onixul, iar când râdea, parcă se auzea susurul unui zvor. De asemenea, era la fel de înțeleaptă, pe cât era de frumoasă și știa poeziile marilor poeți mai bine decât oricine din regat. Fică, fica mea! Cum să-ți găsesc perechea perfectă? Inima mea tânguie la gândul că nu vei găsi un bărbat care să te merite. Tată, nu-ți face griji. Sigur, universul are un plan pentru mine. Eu n-am timp de planurile universului. Sunt bătrân. Ce nu pot întineri? Să știi, și vreau. Tată, iarăși te îngrijorezi. Și atunci ce să fac, fata mea? Ce să fac? Bine, ascultă ce vom face. Și astfel, mulți pețitori au venit la palat imediat ce s-a aflat că împăratul își caută ginere. Dar când ajungeau la palat, erau primiți de Lordul Chamberlain. Împăratul a decis că doar cel care va regăsi și aduce aici trandafirul albastru se poate căsători cu fica sa, prințesa Min. Trandafirul albastru? Ce e acela? Unde l-am putea găsi oare? Pețitorii erau nedumeriți la auzul acestei cereri. Mulți au considerat condiția împăratului absurdă și s-au lăsat păgubași, n-au mai cerut mâna prințesei. Câțiva dintre ei au hotărât să îndeplinească condiția și au plecat în căutarea trandafirului albastru. Unul dintre pețitori, pe nume Ti Yang, era negustor și incredibil de bogat, așa că s-a dus la cel mai mare magazin din oraș. Vreau cel mai frumos trandafir albastru pe care l-ai. Pare rău, sir, dar nu am trandafiri albaștri. Am trandafiri roșii, albi, roz și galben, dar niciun fel de trandafir albastru. Vreau un trandafir albastru și nu-mi pasă cum faci rost de el. Mă voi întoarce în 2 zile. Și dacă nu-l ai, mă voi asigura că vei ajunge la închisoare. Îngrozit, vânzătorul s-a dus la soția sa și a anunțat-o că sunt distruși. Soția sa, după ce l-a ascultat pe soțul ei cum se plânge, a zâmbit și a zis: Liniștește-te, dragul meu! Dacă nu putem găsi un trandafir albastru, vom face unul! Du-te la chimist și cere o vopsea puternică care poate transforma un trandafir alb într-unul albastru. Prin urmare, a doua zi, vânzătorul s-a dus la chimist și a cerut o vopsea. Acesta i-a dat o sticlă cu un lichid albastru, zicându-i să ia un trandafir alb și să-l scufunde în vopsea, iar acesta va deveni albastru. Vânzătorul a făcut cum i-a zis. Trandafirul a devenit de un albastru minunat. În ziua în care Ti Yang a venit la magazinul său, acesta i-a prezentat mândru trandafirul albastru. Minunat! Acum mă voi duce la palat și îl voi da prințesei. Nu mai bine! Când Ti Yang a ajuns la palat, a fost dus în sala palatului, unde i-a dat floarea prințesei. Acesta e un trandafir alb. A fost introdus într-o vopsea otrăvitoare și s-a făcut albastru. Dacă un fluture s-ar așeza pe el, ar muri din cauza otrăvii. Ia-l înapoi! Nu am nevoie de un trandafir vopsit și nici de un soț mincinos!
Tiang a plecat capul, rușinat și a plecat nezdădăjnuit. Și ceilalți pețitori au căutat diferite căi de a obține trandafirul albastru. Unii au călătorit în lumea întreagă ca să-l găsească, iar alții au cerut ajutorul vrăjitorilor și cititorilor în stele. Însă, până la urmă, niciunul n-a reușit să găsească trandafirul albastru. Până la urmă, după ce toți au renunțat, șeful justiției a venit la palat ținând o pernuță din mătase, pe care era un safir uriaș, care a fost sculptat în forma unui trandafir întreg, cu toate petalele. Înălțimea ta, ți-am adus trandafirul albastru. Împăratul s-a întors spre fica sa. Ministrul justiției ți-a adus, așa zisul, trandafir albastru. A reușit să îndeplinească misiunea? Prințesa Min a luat prețiosul obiect în mână și l-a examinat o perioadă. Ha, acesta nu e un trandafir, e un safir. Eu n-am nevoie de pietre prețioase. Îmi pare rău, lordule șef al justiției, dar trebuie să ți-l înapoiez. Acesta a plecat capul și a plecat dezamăgit. Au trecut câteva luni și nimeni din țară nu se mai aventura în căutarea trandafirului albastru. Prințesa Min, care se plimba prin regat, deghizată în bărbat, a auzit pe cineva care recita poezia ei preferată. S-a oprit și a văzut un tânăr care cânta la chitara sa, în timp ce cânta și din voce. De lângă sălcii eu priveam râul pe când se înopta. Asfințitul a venit, dar fără adiere, fără rouă, fără apă. Prințesa Min nu s-a putut opri și i s-a alăturat imediat. Când din iarba încâlcită, o pasăre peste apa a zburat. În apa râului am văzut într-o clipită un fulger azuriu curat. Apoi m-am întors și am văzut trandafiri care-mi cântau. Unii albi, alți de un roșu plăcut, până și roz câțiva erau. Dar inima mea prostuță tânja după un trandafir albastru. Inima mea prostuță tânja după un trandafir albastru. Uimitor! Nu mulți știu poezia asta veche. Sunt legion, încântat de cunoștință. Prințesa Min n-a zis nimic, ci a plecat pur și simplu. În noaptea aceea s-a tot învârtit în pat, gândindu-se la legion. La venirea dimineții a sărit din pat și, deghizându-se, s-a dus spre piață. Când l-a văzut pe Li Jun, s-a dus la el și s-a prezentat drept Jian Yong. Apoi, cei doi au cântat și au tot cântat poeziile lor preferate, până când ea a trebuit să plece. Asta a durat câteva săptămâni, iar prințesa Min era tot mai atrasă de Li Jun. Într-o zi, când cei doi stăteau lângă un lac, soarele a apus într-o culoare aurie, iar din asfințitul violet câteva stele au început să strălucească precum niște vârfuri de lance. Deci nu ești de pe aici? No, sunt din regatul vecin. Am venit aici ca să-i cer mâna prințesei Min. Vezi tu, sunt îndrăgostit de ea. Dar după ce am auzit că i-a refuzat pe cei mai bogați negustori și pe cei mai puternici războinici, mi-a pierdut speranța, căci vezi tu, eu sunt doar un trubadur. Ochii prințesei Min s-au luminat, iar inima a început să-i bată tare. Mă iubește! Ai văzut-o vreodată? Am văzut portrete cu ea, dar nu de frumusețea ei m-am îndrăgostit. Ce dragostea ei pentru poezie m-a atras spre ea. Am auzit că știe să cânte foarte bine. Prințesa Min a zâmbit, apoi și-a scos mustața falsă și și-a lăsat părul lung să-i cadă. Li Jun o privea cu gura deschisă. E,
Ești prințesa Min? Imediat s-a ridicat și a făcut o plecăciune. Prințesa Min a zâmbit și ridicându-se i-a luat mâna. Apoi i-a explicat cum s-a îndrăgostit și ea de el. Legiuna, te iubesc și vreau să ne căsătorim. Te rog, cere-i tatălui meu mâna mea. Legiun i-a zâmbit, dar imediat s-a gândit la trandafirul albastru. Dar nu am trandafirul albastru. Ba da! Astfel, a doua zi de dimineață, Legiun s-a dus la palat cu mâna goală. Împăratul s-a amuzat când l-a văzut cu mâna goală, dar s-a gândit să o lase pe fica lui să vorbească. Fata mea, trubadurul acesta care a venit cu mâna goală zice că are trandafirul albastru. Ce îmi aduci, bunule domn? De lângă sălci eu priveam râul pe când se înopta. Asfințitul a venit, dar adiere neam. Când în iarba încălcită o pasăre peste apă a zburat. În avarul am văzut într-o clipită un fulger azuriu. Apoi m-am întors și-am văzut trandafiri care cântau. Unii albi, alții din roșu plăcut, până și roz câțiva erau. Dar inima mea tânja după un trandafir albastru. Apoi inima mea a găsit trandafirul albastru în tine. Da, tu ești trandafirul, trandafirul albastru ești tu. Prințesă Min, tu ești trandafirul albastru. Mereu ai fost. Ce? Prostii! Fata mea, despre ce vorbești? Tată, are dreptate! Trandafirul albastru nu e un trandafir adevărat, ci poezia mea preferată! Legiun a îndeplinit misiunea și mi-a cucerit și inima! Ce? Prințesa Min i-a povestit tatălui său cum l-a întâlnit pe Legiun și cum s-a îndrăgostit de el. Ce? Ți-am spus, tată, universul are un plan. Întotdeauna, așa l-am întâlnit pe Legiun. O iubesc pe prințesa Min înălțimea ta. Aș vrea să-i cer mâna și să ne binecuvântezi. Împăratul a rămas șocat o clipă, apoi a început să râdă tare. Și astfel, prințesa Min și Legiun s-au căsătorit și a fost mare sărbătoare. Iar împăratul era mai fericit ca niciodată. A învățat să nu se streseze cu lucruri pe care nu le putea controla și să le lase pe mâna universului, căci universul are mereu un plan.